ziua, bine ați venit la laboratorul nostru de soia. Mă numesc Marius Dineș, sunt director de culturi în cadrul companiei Bayer. Alături de mine am colegii de pe zona dumneavoastră, Ionuț Gașpar, reprezentantul nostru zonal, iar în partea stângă, Marian Pârvan este colegul nostru de pe Oltenia, de asemenea reprezentant zonal, care mă vor ajuta în a vă vorbi cât pot eu de frumos despre produsele Bayer și despre cultura de soia. În primul rând, câteva generalități despre cultura de soia. Devine o cultură importantă, atât pentru noi ca și companii, cât și pentru dumneavoastră ca și fermieri. Rotația agrotehnică este foarte importantă, indiferent de culturile care le aveți în ferma dumneavoastră. Să nu mai spun de partea de sprijin, de suport, subvenționarea la această cultură. Bănuții sunt foarte importanți și nu poate decât să ne bucure faptul că această cultură a devenit, să zic așa, susținută și de către guvernanți și de către Ministerul Agriculturii. Foarte important la cultura de soia, momentul semănatului. În afară de faptul că vă alegeți semințele, colegii noștri de la Pioneer ne-au oferit în sola respectivă, avem semințe de la ei, este un P63, înțeleg aici, și foarte important tratamentul cu acel nitragin, da, acele bacterii fixatoare de azot înainte de a semăna. Nu vreau să intru în detalii, să spunem că nu mă pricep. Dar la ce mă pricep am să vă vorbesc. Legat de cultura de soia, momentul semănatului. Discuțiile sunt multe. Se vehiculează tot felul de date. Important este nu atât data când ați semănat, ci condițiile de sol care le găsește sămânța, astfel încât în câteva zile plantele să înceapă să răsară și, bineînțeles, să intre în vegetație. De aceea, recomandarea noastră este că atunci când în sol aveți undeva în jur de 7-8 grade, puteți începe semănatul la soia. Ideal ar fi măcar 10-12 grade în sol. Asta înseamnă cel puțin 14-15, dacă nu chiar mai mult 17-18 grade în atmosferă. De asemenea, umiditatea este foarte importantă. Așa cum spuneam, semințele au ajuns în sol, trebuie să găsească cât de repede condițiile propice și să răsară cât mai repede plantele. Foarte important partea de fertilizare. Am avut cu celelalte grupuri, sper că să avem și cu dumneavoastră discuții, întrebări legate de această și de această problemă. Fertilizarea este foarte importantă. Recomandarea noastră este să luați în calcul măcar în jur de 90-100 de kg substanță activă azot la hectar. 50-55 de kg fosfor, 40-45 de kg potasiu. De asemenea, sulful este un element foarte important și la această cultură. Nu mai vorbesc de microelemente, de asemenea le găsiți în tot felul de în oferta de fertilizanți de pe piață. Legat de ce vă spunem, vă recomandăm să fertilizați. E adevărat că este o plantă fixatoare de azot, care după ce a format pe rădăcine acele nodozități, azotul este pus la dispoziția plantei, atât cel atmosferic cât și ce găsește în sol. Dar foarte important în perioada respectivă, 15, 20, 30 de zile, să găsească mâncare în sol, să găsească apă. De asemenea, soia este o plantă iubitoare de apă, mare iubitoare de apă, iar producțiile despre care eu vă vorbesc de 4 tone jumate nu pot fi făcute fără a avea o irigare sau, dacă condițiile meteo ne ajută, și anul ăsta cel puțin până acum ploile au fost din belșug, așa încât este imperios sau este foarte important să avem apă, fertilizare și semințe de calitate. Legat de tratamentele, controlul burienilor, dăunătorilor și chiar și câteva cuvinte despre boli la această cultură, o să vă vorbească colegii mei. Bună ziua, vă spun și eu. Eu o să vă prezint soluția Bayer pentru burieni monocotile și dicotile anuale. Este biciduse în cor lichid. Substanța activă metribuzin, 600 de grame pe litru, este un erbicid care combate peste 50 de plante, peste 50 de buruieni. Mai sunt și anumite buruieni probleme, cum ar fi cisum, cum ar fi cornuții, santium. Este un erbicid care se aplică preemergent, cel mai indicat ar fi imediat după semănat, chiar în ziua semănatului. Se aplică la 0,35 doza omologată de către Bayer. Erbicid care creează, în plus, creează o peliculă pe sol. Astfel se previne o nouă reinfestare cu buruieni.
la Centurion o să vorbească colegul Ionuț? Bună ziua, vă spun și eu. De asemenea, pentru problemele care vă apar după erbicidarea cu semcor lichid, puteți avea probleme cu buruienele monocotile, anuale și perene. După cum vedeți și noi aici, am avut probleme cu ele. Soluția Bayer pentru problemele cu buruienele monocotile este Centurion Plus. Doza lui de aplicare este între 0,8 și 2 litri la hectar. În funcție de problemele care le aveți dumneavoastră în solă, puteți să alegeți și doza. Noi aici, știind că avem probleme cu monocotile și perene, nu numai anuale, am ales să mergem pe o doză de 1,5 litri la hectar. Ce este de spus la acest erbicid? După aplicarea lui, el stopează imediat buruiana din hrănire, aceasta nu se mai hrănește, dar efectul total o să-l vedeți dumneavoastră în circa 8-10 zile, după cum se vede și aici, înroșirea buruienilor și apoi necrozarea lor. De asemenea, este un erbicid foarte, foarte prietenos cu cultura de soia, nu vă afectează absolut deloc planta de cultură. Iar mai departe, soluția Bayer care urmează să fie aplicată pentru dăunători în această solă este acaricidul Envidor. Este un acaricid atât de contact cât și prin ingestie. Perioada de aplicare este la formarea bobului. El acționează atât pe ouă, cât și pe larve și nimfe care ne produc pagubele cele mai mari pierderi de producție. El se fixează în stratul superficial, în stratul ceros al plantei, de aici și protecția foarte îndelugată pe care acesta ne oferă pentru acarianul roșu. Undeva la minim 4 săptămâni puteți să stați liniștit că acesta vă oferă protecție. Cam acestea sunt deocamdată soluțiile Bayer pentru cultura de soia. De asemenea, compania Bayer în viitorul foarte apropiat lucrează intens și va scoate pentru dumneavoastră și pe partea de boli, pe partea fungicidă, niște produse pentru această cultură care, cum au spus și colegii, ia amploare în România și trebuie să fim pregătiți și pentru bolile, că de asemenea și această cultură este predispusă la boli, cum ar fi și sclerotinia, fiind o boală foarte răspândită și din ce în ce mai des întâlnită. Cam acestea au fost recomandările Bayer ca protecție deocamdată pentru cultura de soia. Dacă sunt întrebări sau le așteptăm de la dumneavoastră. Sfatul, de ce nu? Sau sfatul, da, bineînțeles. Ca și completare. Legat de ce a spus colegul meu, bolile, de asemenea, sunt foarte importante, pagubele sunt mari și la această cultură. Foarte important să țineți cont, în primul rând, și de planta premergătoare sau, de ce nu, postmergătoare. Ce a fost înainte pe parcela de soia sunt boli comune, atât la floarea soarelui, cât și la rapiță, sclerotine apare și la culturile respective. Ori este contraindicat sau nu vă recomandăm să veniți acolo unde ați avut floarea soarelui, să veniți cu soia, tocmai datorită și acestui fapt. Sunt boli comune, de asemenea mana este iarăși o problemă importantă la cultura de soia, din păcate nu sunt soluții pe piață, o singură companie și un singur produs este omologat la ora asta pe mană la soia, astfel încât nu prea aveți cu ce să combate, să controlați problema sau bolile la cultura de soia. Dar așa cum a spus și colegul meu, pregătim un produs foarte bun pe sclerotinea, va fi produsul etalon în ce privește controlul sclerotinea putregaiului în general și cât de curând sper să-l avem pe piață. De asemenea, ca și noutate, încă, cum să spun, nu ne oprim aici, pregătim în continuare alte produse pentru dumneavoastră și mai devreme vorbeam cu celălalt grup legat de tratamentul cu nitragin, da? Acele bacterii fixatoare de azot care se face înainte de a semăna cu câteva ore, cu care se pregătesc într-un anumit fel, nu intru în detalii. Pregătim și noi un produs, de asemenea pe bază de bacterii, deci un organism viu care să ajute la formarea acelor nodozități la planta sau la cultura de soia. Produsul nostru, spre deosebire de ce va fi pe piață, în afară de faptul că va fi mult mai eficient și mult mai bun,
are o flexibilitate mult mai mare, adică puteți face tratamentul semințelor de soia, după care le puneți înapoi în depozit, în sac și așteptați momentul potrivit de a semăna. Sunt multe zile care produsul respectiv supraviețuiește, bacteria respectivă va supraviețui în sac și la momentul oportun sau când veți avea ocazia să, sau când considerați potrivit să intrați la semănat, bacteria va fi acolo pe semințe și va face treaba foarte, foarte bine. Așa încât vă pregătim mai multe surprize pe viitor, produse inovative, pentru că, așa cum spuneau colegii mei, inovația este punctul forte în cadrul companiei Bayer și lucrăm și la această cultură care, cum spuneam, a devenit foarte importantă atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi ca și companii și, cum ziceam, mai ales că este susținută tot mai mult și devine deja și o obligativitate la un moment dat, nu? Acel 5% din fermă care trebuie acoperit cu culturi fixatoare de azot sau alte culturi care să vă ajute la înverzirea și la îmbunătățirea până la urmă a solurilor care le lucrați. Mare iubitoare de apă, cum spuneam, mare atenție cu apa, dacă aveți posibilitatea să irigați, foarte important la această cultură. Cum spuneam, din anul acesta până acum cel puțin ne-a ajutat, dar aici avem posibilitatea să și irigăm. Două momente sunt foarte importante la cultura de soia, să aveți apă. Unul este înfloritul, în perioada înfloritului este foarte important să aibă apă la dispoziție, după care la formarea păsteilor și a boabelor în păstei, de asemenea este foarte important să irigați sau să fie apă, că vine de sus, că vine prin irigare, asta e altă discuție. Dar este o plantă iubitoare de apă, care are nevoie de apă în momentele potrivite, astfel încât să ajungeți la 4 tone jumate, de ce nu 5 tone, în producție și la această cultură. Așteptăm întrebări, cu drag, sfaturi, dacă aveți. Mai trebuie să vă țin câteva minute, n-am ce să fac, colegii de la Porumb de-abia acum s-au pus în mișcare și cred că mai au un pic de prezentare. Sunt dăunători care, de asemenea, produsele pe piață omologate sunt puține, chiar inexistente. Nu vine acum nici un produs în minte, dar sunt insecticide sistemice și de contact care pot să vă ajute în perioada respectivă dacă aveți probleme cu dăunătorii să vă rezolvați problema aceasta, deci folosiți cu încredere. Nu vorbim despre ei că nu prea avem soluții la momentul ăsta, dar cu siguranță cei care cultivați soia știți problemele care pot să apară în această cultură. Vă mai spun o glumă, un banc, vă mai țin un pic aici. Vă place cum vorbesc, eu sunt din zona Transilvaniei, să știți, dar poate nu se observă, am debitul mare, volumul de asemenea cred că e satisfăcător, așa încât, na, mi s-a spus, domnule, tu ești un ardelean atipic, vorbești mult, dar cu rost. Cred că și domnul Râșnoveanu are ceva rădăcini prin zona Brașovului de acolo, altfel nu s-ar chema Râșnoveanu. Da, așa suntem ardelenii, ne-am împrăștiat peste tot în țara asta. Dacă aveți probleme legate de această cultură, spunea colegul meu legat de Centurion Plus, 1,5 litri pe hectar, a fost suficient ca monocotilele, graminele perene să le aducă în halul ăsta. Aici tratamentul s-a făcut pe 11 mai, deci sunt niște zile de când s-a făcut. Așa încât recomandarea noastră este să aveți un pic de răbdare, indiferent de graminicidul care îl folosiți. Cum spunea colegul, în momentul în care ați aplicat erbicidul, deja burienile sunt stopate, fiziologia plantei este perturbată, nu mai consumă, nu mai reprezintă o concurență pentru planta de cultură. Efectele vizuale și cum am eu în mână, înroșirea asta specifică și după aceea necrozarea și uscarea lor, apare după 8-10 zile, deci aveți un pic de răbdare cu aceste erbicide, astfel încât să ajungă, nu mai spun de condițiile meteo, dacă sunt temperaturi scăzute noaptea, fiziologia plantei este mult încetinită și atunci erbicidul ia puțin mai mult timp să ajungă în rădăcini și să le aducă așa. Dar aveți răbdare cu ele și cu siguranță în 8-10 zile o să vedeți cât de curată este sola.
În spate se pot vedea acest efect al lui Centurion. 1,5 litri, spunem noi, este suficient, doza suficientă pentru a controla graminele perene. Doza maximă de 2 litri, să știți că n-am prea avut ocazia să o văd, pentru că nu a fost nevoie. În trecut am lucrat și pe partea de distribuție, alături de colegii noștri, și am vândut foarte bine și acest Cletodim. Și vreau să vă spun că 1,5-1,7 litri la hectare este suficient. 2 litri, pentru că mă gândesc și la costurile care le aveți în controlul burienilor la diferite culturi, el fiind omologat și la floare și la mai multe culturi. Deci 1,5-1,7 este suficient pentru a controla costreiul din rizom și de asemenea pirul, acolo unde aveți probleme cu pirul. Da? Bun, sperăm că vi s-a părut interesant ce v-am prezentat, că v-a plăcut. Dacă aveți întrebări și, mă rog, acum nu ni le adresați, după ce terminăm prezentarea de câmp și ne întâlnim în cort, puteți să ne abordați, să ne trageți deoparte și cu mare plăcere vă dăm mult mai multe sfaturi acolo unde ne pricepem sau atât ne pricepem legat de culturile care le vedeți aici în câmp. Da. Bun. Vă mulțumesc frumos. Vă invităm la următoarea cultură.